Bine v-am regăsit la promisiunea zilei. Nu se prea aude ca un om bogat să se facă de bunăvoie sărac. Thomas Jefferson a fost un astfel de om. El a părăsit luxul splendidei reședințe Monticello pentru a trăi într-o casă simplă de tot, în Washington DC. A lăsat hainele de domn, din mătase și catifea, pentru a purta îmbrăcămintea modestă a unui fermier de rând. Odată, un bărbat din Connecticut, care se plimba călare prin Washington, îmbrăcat într-un modest costum de călărie, se întâlni cu un alt bărbat călare pe un splendid cal de rasă. Ascultă, omule, cât vrei să-ți dau pentru calul ăsta? Nu este de vânzare, dar la ce vă trebuie un alt cal? Vreau un cal bun care să mă ducă repede departe de acest oraș. Nu pot să-l sufăr pe omul acesta, pe Jefferson. Da? Dar l-ați văzut vreodată pe Jefferson? Nu, dar l-aș recunoaște imediat. Poartă haine luxoase, două ceasuri de aur la mână și câte un inel pe fiecare deget. Ipocritul! Vorbește despre egalitate, dar el trăiește ca un rege. Eu cred că sunteți greșit informat, îi spuse noua cunoștință. Jefferson nu se îmbracă mai bine decât mine. Uitați, mâine eu am treabă la Casa Albă. Fiți acolo la ora 10 și eu vă voi aranja o audiență. A doua zi de dimineață, la ora 10, omul cu modestul costum de călărie aștepta la intrarea în holul Casei Albe sosirea vizitatorului din Connecticut. Tocmai când să-și ia în primire invitatul, a apărut pe hol un servitor cu o scrisoare. Domnule președinte, spuse acesta înmânându-i scrisoarea. Rușinat și încurcat, omul din Connecticut se întoarse și o luă la fugă pe scările Casei Albe, fără să-și mai salute cunoștința din ziua precedentă, președintele Thomas Jefferson. Ceea ce a părăsit pentru 8 ani Thomas Jefferson a fost nimic pe lângă ce a lăsat Isus, Prințul Slavei, pentru 33 de ani. El a riscat cerul pentru ca noi să putem câștiga veșnicia, a devenit sărac pentru ca noi să putem deveni fii de împărat, a schimbat coroana slavei pe o cruce a rușinii pentru ca noi să putem schimba crucea noastră cu coroana fericirii. Vă invit să medităm astăzi la lepădarea de sine a lui Isus și la modestia sa, lăsându-ne inspirați de aceste cuvinte. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Să aveți o zi binecuvântată!